Bună tuturor! Înainte de a începe mostra de ziua de astăzi, pentru săptămâna asta, vreau să vorbesc două minute despre voi. Încep să apară mai multe poze. Uite, de exemplu, doamna Felicia Iacob, mi-e încântă privirea cu această față de masă de pe luna mai. Întotdeauna mi-a plăcut mai mult ce faceți voi decât ce fac eu. Da. Și pentru că durează cam mult până dau să schimb conturile. Uite așa. Nu știu când o să încep, doamna Gina, o nouă față de masă. Problema e că, și acum am fost foarte ocupată săptămânile astea, pentru că, de exemplu, în weekend am făcut zacuscă și în timpul săptămânii am făcut deja, am trecut pe compoturi și a fost cam greu și sunt foarte obosită pentru că domnișoara Croșitescu nu că să face mai cuminte, dar să face mai neastă împărată și să trezește tot mai des noaptea și sunt foarte surmenată, pe atâta încât am gânduri foarte negre, care se îndreaptă așa aiurea în tramvai. Nu vă plictisesc cu chestia asta. Ideea e că din cauza oboselii nu pot lucra foarte, foarte mult. Apropo, să ne uităm la cât înseamnă o masă de 12 persoane. Să caut așa pe Google dimensiuni. La o față de masă de 12, pentru o masă de 12 persoane, nu știu dacă vi se merită să croșetați. Nu vă zic adevărul, știți foarte bine. Nu vă mint eu, ca să spun așa că, vai, faceți numai aia și numai aceea, că numai aia e bine sau numai cum știu eu e bine. Dar oare vi se merită să croșetați atâta? Uite, văd aici niște dimensiuni gen o față de, o masă de până în 2,80 m. Vi se merită să lucrați atâta? Deci văd clasicele, de la 1,60 m la 2,80 m. Nu știu dacă vi se merită. E foarte mult material de consumat. Vedeți că la croșetat întotdeauna s-a consumat mai mult material decât la tricotat. Și dacă vreți să faceți, cum ar veni, față de masă, să zicem ovală, cum s-a propus aici, oare n-ar fi mai bine să fie făcută fața respectivă de masă nu ca să depășească marginile, deci să nu depășească marginile, să stea undeva pe centru, sau în engleză se spune table runner, adică e o fâșie de croșetată sau cum ar fi ea și vine exact numai pe partea centrală a feței, a mesei și vine dintr-un capăt în celălalt și numai exact o fâșie pe centru. Și atunci trebuie doar să calculezi cât e masa de lată și împarți lățimea la 3 și faci numai o banderolă pe treimea din mijloc, cum ar veni. Eu vă întreb și voi dacă vreți să-mi răspundeți, dacă nu, nu. Pentru că așa sunt modele simple pe care le-am putea noi adapta oricât de mari, oricât de late, dar sunt foarte plictisitoare, nu au nicio, cum s-ar spune, nu au elementul ăla specific al lor, cum am făcut și până, noi până acum, ba au avut o floare, ba au avut, eu știu, un oval pe el, ba o frunză, știți ce zic? Fiecare a avut până la urmă un element distinctiv, dar așa sunt și modele care te faci ca mutul cu tralala, știți? Bun, și acesta ar fi modelul. Așa că lăsați, vă rog, în comentarii dacă doriți să facem fața aia de masă ovală banală, dar folositoare. Din păcate, nu tare sunt modele multe disponibile.
Deci deja e 10 și 2 minute și toată lumea mă întrerupe. Telefonul și omul cu bormașina. Am început să pregătesc o mostră, dar nu să tare vede bine pe materialul ăsta, deci luăm ce folosim noi de obicei. Vedeți în clipul cu modelul numărul 11 pentru perdele croșetate. Modelul ăsta e frumos, e complicat, e aspectuos, are aspectul ăsta cu frunzulițele astea care de obicei plac oamenilor. Pregătim repede lănțișorul. Nu știu de câte ochiuri o să fie, dar să avem acolo spațiu de lucru. Ideal ar fi să am loc pentru frunzuliță X. Și încă o frunzuliță și încă un X. Știți că noi ne descurcăm și dacă facem un lănțișor prea lung sau prea scurt, noi ne descurcăm să adăugăm. Dacă avem prea multe, pur și simplu voi tăia cu forfeca și voi desface căpățelele alea de ață. Bun. Și să spunem că am ajuns cam la lungimea dorită. La modelul ăsta sunt două chestii de reținut. Capetele să încep cu 5 ochiuri de lanț, 2, 4, 5, sau să încheie cu picioare de cu câte 4 jeteuri. Bun, am făcut cele 5 ochiuri de lanț. Vedeți că deja am pus unghia ca să știu de unde am început și acum voi face 4 jeteuri. Nu fac aici, mă duc în următorul următorul ochi de lanț, voi face picior cu 4 jeteuri. Și voi mai face de asemenea încă 2 picioare cu 4 jeteuri. Uite așa. Primul rând și al doilea rând, să știți că sunt foarte complicate de făcut. Adică trebuie să fiți atenți să nu vi se răsucească materialul în general. Bun. Acum, ar trebui să arate ceva de genul. Și vom face în felul următor. Luăm 2 jeteuri, pentru că vom face câte 3 picioare cu câte 2 jeteuri, lucrate împreună în același loc. Primul, al doilea ochi de lanț îl sărim, voi face în al treilea. Pentru că așa am eu chef. Nu am începutul de rând aici disponibil, așa că trebuie să mă adaptez. Deci ziceam că facem în același loc 3 picioare cu câte 2 jeteuri și abia acum le terminăm împreună. Și acum facem 4 ochiuri de lanț, 3, 4 și exact în locul unde am lucrat prima dată voi face un picior scurt sau mic. Acum voi sări în următorul ochi de lanț, voi face un picior mic sau scurt. 4 ochiuri de lanț. Voi face din nou 3 picioare a câte 2 jeteuri fiecare, lucrate împreună. Evident, în același loc. Pentru că așa se construiesc frunzulițele. Și le-am închis împreună toate. Deocamdată arată așa. Arată foarte ciudat, dar nu intrați în panică. Primele 2 rânduri întotdeauna sunt mai grele. Voi sări 2 ochiuri de lanț din rând și voi lucra practic în al treilea, dar aici socotim în felul următor. 1, 2, 3, le lăsăm libere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le lăsăm libere. Punem unghii acolo în al nouălea. Să nu uităm aici că am lăsat încă 2 libere. Deci 2 libere, 3 libere, 8 libere. Și lucrăm în al 9-lea următor, cum ar veni. Și acum facem, luăm 8 jeteuri. Am 2, 4, 5, 6, 7, 8. Și lucrăm unde am zis că e al 9-lea. Nici nu mai țin minte unde am pus unghia, dar am pus acolo să fie. Am făcut un picior cu 8 jeteuri. Și mai fac 2 picioare cu 8 jeteuri. Deci
2, 4, 6, 7, 8 și în ochiul următor. Încă 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, verificăm. 2, 4, 6, 8, 9, stai, prea mult. Mergem în următorul ochi lanț. Ca s-o trezi și domnul cu bormașina să zguduie blocul. A venit și Guguștiucu. Și acum, 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Și vom face din nou picioare cu objeteuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și unde le facem? Lăsăm în pace cele două ochiuri de lanț chiar de lângă frunzuliță și lucrăm în următoarele trei. Deci un picior aici. Hapci, sănătate, mare, mare. Am un guguștiu care se învârte pe lângă picioarele mele. Așa. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încă un picior cu objeteuri. Deja mi se răsucește materialul într-un fel fără de fel. Deci așa trebuie ținut materialul. Și voi face în următorul ochi de lanț, dacă aș și putea. Și o să las imediat materialul jos să vedeți că ce-am isprăgit. E bine să vorbesc cu accent, pentru că YouTube, roboții ăștia de pe, boții ăștia de pe YouTube, nu înțeleg tot timpul ce vorbesc. 4, 5, 6, 7, 8. Dar s-ar putea nici voi să nu înțelegeți întotdeauna ce vorbesc. Așa că îmi cer scuze. Și mă tem să bag subtitrări și din astea, că s-ar putea să se prindă YouTube ce vorbesc aici. Am măgărit de obicei. Așa. Bun, lăsăm un pic jos materialul să vedeți și dumneavoastră ce am lucrat. Bun, ar trebui să stea picioarele astea cu objeteuri în X. Deocamdată materialul nu mă lasă, dar o să se regleze pe parcurs ce lucrăm. Aveți încredere. Urmează să facem frunzulițe. Sărim două ochiuri de lanț și lucrăm în al treilea. Pun acolo unghia să am semn. Și voi face frunzulița fiind trei picioare cu câte două jeteuri lucrate în același loc împreună. Acum le închidem împreună, da. Voi face din nou patru ochiuri de lanț. Și exact unde le-am lucrat picioarele astea voi face un picior scurt. Mă duc în următorul ochi de lanț, voi face un picior scurt, 4 ochiuri de lanț. Din nou, 3 picioare cu câte 2 jeteuri în același loc, lucrate împreună. Pe viitor, la chestiile astea, o să le spun doar frunze, deci facem frunze, pentru că e ușor de ținut în minte. Da? Și mai facem un X, cred că mai prindem loc pentru un X, adică picioarele astea cu objeteuri. Hai să ne și pregătim numărătoarea, deci una, două, sar, una, două, trei, sar, pentru că aici avem picioarele din X-ul, din partea stângă, și încă 8 ochiuri de lanț. Una, două, trei, patru, 5, 6, 7, 8. Și voi lucra din al 9-lea începând. Și iau 8 jeteuri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și încep să lucrez. 3 picioare cu câte 8 jeteuri. Al 2-lea picior. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Încă 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S-a agățat. Uite așa.
Da. Foarte frumos. Contează foarte mult și materialul folosit pentru anumite modele. Aici neapărat să vine ceva mercerizat, să fie ca lumea, să nu fie flocos materialul. 4 ochiuri de lanț și facem X-ul din partea asta altă. Deci 4, 5, 6, 7, 8 jeteuri. Nu lucrez primele două, lucrez din al treilea încolo. Voi face 3 picioare cu câte 8 jeteuri, din nou. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luăm lănțișorul frumos. Să nu răsucim materialul, că altfel iese un talmeș-balmeș. Uite așa, foarte bine. Încă un picior. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luăm iarăși lănțișorul, următorul punct. Bun, și încă aș mai avea loc să fac încă o frunză, dar pentru că altfel durează monstru asta o veșnicie de făcut, voi face, țineți minte ce vă spuneam, să închide rândul întotdeauna cu un picior cu 4 jeteuri și să urcă rândul cu câte 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5 și punem jos materialul să vedem ce am lucrat. Nu se vede mare lucru, pentru că ne trage în toate direcțiile. Pentru că așa trebuie să tragă, fiind un model așa cum este, o să-l tragă. Deci nu intrați în panică. Talmeș, balmeș, v-am mai zis. El trebuie să stea frumos așa. Abia în rândurile următoare o să se vadă care, de fapt, situația. Aici trebuie să fie un X, dacă îl întindem, da? Și aici frunză. Și bineînțeles, în rândul următor, unde avem X, o să avem frunză și unde avem frunză, o să avem X. Uite așa. Haideți să și continuăm. Am făcut ce am avut de făcut, da? Întoarcem materialul. Aveți mare grijă când întoarceți materialul să întindeți cât de cât, să vedeți unde e X-ul. Și acum, peste X, lucrăm exact ce spuneam. O să lucrăm frunză. Dar înainte de a începe frunza, ca să avem o margine cât de cât, trebuie să facem un picior cu 4 jeteuri. Ca să stea materialul cât de cât în margine. Și acum luăm centrul unde sunt cele 4 ochiuri de lanț și facem frunza. Nu în primul, în al doilea ochi de lanț. Voi face frunză. Nu vă mai spun cum trebuie făcută, că știți deja din rândul celălalt. Și e bine să vă învățați de acum mai încolo, nu să mai aveți vreme. Așa, exact cum am făcut-o și în rândul anterior. Cu 4 ochiuri de lanț și uite așa. Cu cele 3 picioare, aici trebuie 2 jeteuri, pardon. Și o să le închidem toate astea împreună. Bun, deci frunza vine peste X. Acum. Să îndreptăm un pic materialul. O să vină X peste frunză. În felul următor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și mergem la picioarele astea chiar de lângă frunză. Da? Le-am și despărțit să se vadă. X-ul e așa. Și aici sunt primele 3 picioare de lângă frunză. Și ați văzut mișcarea, deci, repet, luăm piciorul, nu ne băgăm prin material pe deasupra clasic, ci ne băgăm pe după picior. Deci, cum se spune, luăm piciorul de pe fața lucrului.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luăm piciorul următor, tot așa, depă fața lucrului, dinspre fața lucrului. Și încă 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și luăm ultimul picior, tot așa băgăm pe sub el și facem piciorul cu objeteuri. Patru ochiuri de lanț. No, bun, amui partea aia mai... Ăsta puneți materialul jos. Așa, acum vin următoarele trei picioare care trebuie lucrate aici. Da? Ca să formeze X-ul. Dar nu vom lua piciorul dinspre fața lucrului, ci vom lua piciorul dinspre spatele lucrului. Deci băgăm... Oarecum să și țin, bag aici degetul ca să se vadă mai bine. Deci asta e fața lucrului care e către noi. Normal, ce am făcut până m-am luat așa, acum o să băgăm dinspre spatele lucrului. Ăla e piciorul, da? Uite așa. Deci haideți să și... Că mai bine să învață dacă lucrez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uite așa. Deci aici sunt picioarele. Să-mi iau mai multață. Deci aici e primul picior și voi lua pe dedesubt, dinspre spatele lucrului. În mod normal aș fi luat peste tot la fel, dar dacă nu fac așa cum scrie aici la schemă, o să se vadă care e fața lucrului și care e spatele lucrului. Și ce-o făcut cu metoda asta, de fapt? O făcut ca să pară materialul că nu are nici față, nici spate. Deci să poți folosi pe orice parte dorești. 2, 4, 6, 8 ochiuri de lanț. Mă duc la piciorul următor și tot așa îl iau dinspre spate să-l lucrez. Încă unul. 4, 5, 6, 7, 8 și iau ultimul picior tot așa dinspre spate și îl executăm. Te rog, focalizează. Oare pe ce să uită iară? Cred că din cauza soarelui, de fapt. Bun. Ăsta fiind X-ul din rândul al doilea. Bun, să lăsăm jos un pic să vedem ce am lucrat. Abia în rândurile următoare o să se vadă mai bine. În primul rând, aici puteam să fac niște un rând de piciorușe mari, da, pentru monstră, e bine și așa. Și acum trecem la frunză. Următorul X este acesta. Luăm mijlocul și lucrăm în al doilea, respectiv în al treilea, frunzele. Așa, să nu uit să iau două jeteuri și să ne apucăm. Uite așa. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Mă duc și fac frunza următoare. Aici. 1, 2, 3, 4. A, să știți că filmăm deja proiecte din cele propuse, mă că durează foarte mult, pentru că am și altceva de terminat și să bat la oaltă. E foarte greu de filmat, nu că de lucru, e greu de filmat. Am terminat frunzele, fac din nou un X și începem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bine am făcut? 2, 4, 6, 8, da? Și uite aici, ne băgăm prin fața lucrului și luăm piciorul. O să mai fac cu voi rândul următor, pentru că în rest nu mai are rost, pentru că e foarte simplu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Eu zic să țineți minte proiectul ăsta, modelul ăsta, mostra asta, pentru că eu cred că o să fac în viitor ceva cu modelul ăsta. Nu știu ce, mă simt inspirată și, da, nu o veni de-a întregul imaginea în capul meu. Să vedem câte am. 2, 4, 6, 7, 8. Mi-e greu să număr și să vorbesc în același timp. Nu știu să fac deodată prea multe chestii. Bun, 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Și aici sunt cele 3 picioare care trebuie lucrate. Luăm jeteurile. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și nu le iau prin față, că le iau prin spatele lucrului. Uite aici. Opa. Și mai facem două. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vedeți cum s-a răsucit materialul? Oare unde e? Aici e așa. Și luăm piciorul următor, al doilea. Un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Luăm al treilea picior. Uite, aici ai. Poate că ar fi bine să folosiți un fir uniform la culoare. Că mă zăpăcește și pe mine și degradeul ăsta. Bun, și țineți minte că am început și terminăm întotdeauna cu picior cu 4 jeteuri. Uite, aici e și marginea și aici mă și bag. Și ne ridicăm cu 4 ochiuri, cu 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Și am și întors lucru. Haideți să-l punem jos să vedem cum se prezintă. Să întindă un pic. Așa. Chiar aș folosi un fir mai subțire la modelul ăsta, dar în principiu să fie un fir uniform la culoare. Bun. Mai departe, hai să mai facem un rând și cu asta am terminat pe ziua de astăzi. Am zis că facem, începem cu un picior cu 4 jeteuri pentru a stabiliza marginea și voi face unde am X, voi face frunze. Închidem. Uite așa. Mă duc în punctul următor. Dacă aș și putea. Și lucrez cele 3 picioare cu 2 jeteuri. Uite așa. Bun, am închis. Aici sunt primele frunze. Și începem iară să facem mixurile. Mergem la picioarele astea din stânga. Să punem jos să se vadă mai bine. Vedeți că dacă... S-o și defocalizat. Măi! Vedeți care tendința să se răsucească? Dar lucrăm aici în picioarele astea de lângă frunză. 4, 5, 6, 7, 8. Vai, ce mă poate supăra că să răsucește. Unde-i? Uite aici e primul. Îl luăm dinspre în față, da? Deci am impresia că s-a picat unul, 2, 4, 6, da, a picat unul. Da? Chiar primul picior îl luăm de pe față.
ca de fel și restul de două picioare le luăm tot de pe față. Da? Și mai facem două. 5, 6, 7, 8. Încă 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tot așa, luăm piciorul dinspre față. Patru ochiuri de lanț. Și acum lucrăm, unde lucrăm, să punem jos. Acum o să lucrăm în picioarele astea, dar luate dinspre spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Să bag degetul acolo pe după. Și aici sunt picioarele și lucrez dinspre spate. Da? Totdeauna dinspre spate, în partea asta altă de X. Cinci, șase, șapte, opt. Bun. Începe să semene cu mustra de pe net. Mai îndreptăm un pic aici firele să se așeze picioarele. Și probabil că la un blocaj ca lumea o să se prezinte mai bine. De exemplu, la materialul ăsta, chiar dacă se vedea bine la în timp ce filmam, dar nu are același aspect ca și cel de aici. Eu cred că v-am spus cam tot ce era de spus despre acest model minunat. Vreau să fac ceva în viitor legat de modelul ăsta. Nu știu ce, v-am mai zis. Vedeți că am un sondaj de opinie. Cine vrea să răspundă, răspunde, cine nu, nu. E legat de punct în cruce. Aia nu înseamnă dacă facem punct în cruce că nu o să mai facem deloc, alte cele, e numai un capitol din viața mea, care, vorba aceea, un capitol care mi-e drag, pentru că mi-a insuflat treaba asta, mi-a insuflat-o tata, și pe el moștenesc niște chestii. Vedeți aici, în capăt, mai trebuie să vă arăt că eu o să fac în continuare cele trei picioare cu objeteuri, chiar dacă n-am numai două picioare de lucru pe ele, și după ce fac cele trei picioare o să mai fac și piciorul ăla de închidere cu patru objeteuri. Și, na, ce revenim la ce spuneam, mergeți, votați, să adună încetuc voturile, sunt niște chestii, zic eu, folositoare pentru cine comandă de pe AliExpress și ar fi păcat să nu le vedeți sau unde vedeți ceva ce nu înțelegeți, puteți să întrebați. Până ne vedem, probabil tot săptămâna viitoare, tot așa înspre vineri, eu vă doresc să aveți spor bun. Și să ne vedem cu sănătate, că e mai importantă decât toate. Sper să fiu și mai odihnită, să mă pot apuca de tot ce trebuie, să termin proiectele ale mari și toate alea, să pot filma. Vă pup și să aveți spor bun!